Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Pentru harul binecuvântat care El a dorit și în dimineața aceasta, ca să fim și la închinat. Vreau să, de la început, să vă cer scuze și iertare dacă voi avea emoții. Mă cam doare și puțin gâtul, dar pentru toate îi mulțumesc Domnului. Numai câteva versete vreau să citesc din Psalmul 145. Te voi lăuda, Dumnezeule, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărire. Lui al Lui este, mărirea Lui este nepătrunsă. Amin. Amin. Iubită biserică, în câteva cuvinte, ceea ce vreau să vă spun, cum Dumnezeu lucrează. Și slăvit să fie Dumnezeu. M-am dus în România, și trebuie să vă mărturisesc, m-am dus cu două scopuri în România. Unul m-am dus că trebuia să-mi schimb tantura de jos, și una pentru misiune în Oltenia. Am fost chemat de fratele meu care se ocupă de Oltenia încă de anul trecut. Frate, când vei? Când vei? Când vei să mă ajuți în lucrare? Acum Dumnezeu a găsit cu cale. Când am văzut nevoia de lucrare, am renunțat la dantură. Și am venit cu ea tot cum am plecat. Dar mă încredințez în mâna Domnului că Dumnezeu o va ține aici, în gură, până de când va hotărâ El să mă mai duc încă o dată. Și vreau să vă spun, dragii mei, pentru când am văzut nevoia mea și lipsa de lucrător, în special în zona Oltenii, și nu numai în zona Oltenii, în județul Satu Mare la fel. Sunt foarte rare bisericile în județul Satu Mare. Am renunțat pentru că ziceam, dacă fac tantura, mă ține legat cel puțin o lună de zile. Nu poți merge fără timp ca să vorbești. Și am renunțat și am găsit cu cale să merg în lucrarea Domnului. Am început prima duminică după ce am ajuns acolo, în județul Timiș. Am vizitat trei biserici, Cenat, Mirău, Teremia Mare. Care sunteți din județul Timiș sau din prejurul de acolo, le știți unde sunt. Sunt biserici noi înființate. N-au fost biserici. Dar au mers niște frați și care și în ziua de astăzi se ocupă de aceste biserici, este fratele meu, care locuiește în Arad, mai este un frate, fratele Novac, vă dați seama, om, la 89 de ani. Fratele meu are 85 de ani. Eu am fost tânăr pe lângă ei, că n-am numai 74. I-au fost el mai tânăr. Și, dragii mei, duminică de duminică, au programat biserici în fiecare duminică. Ei nu s-au acasă. De exemplu, în Oltenia, acolo a mers fratele meu prima dată pe-a construit niște case pentru sinistrați. Gigi Beca le-a asigurat material și el a organizat încă cu 3 sau 4 frați din Arad
Și în două săptămâni au ridicat 13 case. După care a fost nevoie ca să construiască și locași de închinare. Pentru că construind casele acelea, veneau oamenii și printre lucru care lucrau ei acolo, le vestea și Evanghelia. La început zice că nu vroiau oamenii să vină pentru că preotul din sat a zis: nu-i lăsați ca pocăiță să vă facă case, că vă ceare bani. La urmă să vă ceară bani și voi n-aveți de unde le da bani. Și au venit și au zis la fratele: auzi ce ne zice preotul? Și atunci fratele meu a zis că te-ai adunat-o câțiva acolo. Zice, auziți voi, noi nu o să vă cerem niciun ban. Noi încă o să vă dăm ban. Nu vă cerem nici mâncare. Noi o să vă aducem și mâncare. Nu vă cerem nici haine. Noi o să vă aducem și haine. Și când au văzut oamenii, într-adevăr, că ce fac pocăiții? Mulți dintre ei au zis: nu mai mergem la preot. Nu mai mergem mai. Fratele meu, păi n-avem unde de adunat, deocamdată mergeți acolo. Nu, noi nu mai mergem acolo. Că nu m-a vorbit de rău, nu m-a vorbit rău de voi și noi vedem ce oameni sunteți. Au mers frații mei și cu frații cei înapoi în Arad și au spus situația în Biserica din Șega și din alte biserici din Arad și au făcut o colectă specială în care, într-o săptămână, au dat gata locașul de închinare. S-au întors oamenii la Domnul. Exemple ar fi multe, frați și surori. Și aș avea multe să vă spun. Dar ceea ce vreau să afirm, să știți că Dumnezeu e la lucru. Dumnezeu caută oameni, Dumnezeu ridică oameni, Dumnezeu trimite oameni și Dumnezeu lucrează și oamenii se întorc. Am fost în Vânjumare. În Vânjumare, acolo, n-au fost credincioși, în Valea Anilor n-au fost, în Saratscova n-au fost, în Bucura n-au fost. Dar frații aceștia au mers și au vizitat. Și stând de vorbă cu unul din coace, cu unul din colo, astăzi este biserică în fiecare localitate aceasta. În luna aprilie, prima dată când am fost la Vânjumare, o tânără și un tânăr s-au hotărât pentru Domnul Iisus. Și ei insistă că ei vreau să fie botezați. Ei vreau să fie botezați. Părinții băiatului s-a întors de curând, nu-i de mult, cam de vreun an de zile. Încă a fetei nu, dar ei vreau să fie botezat. Apoi, ultima duminică când am petrecut-o în Vânjumare, am fost și în celelalte biserici, toate au fost, ultima duminică, ca niciodată. Trebuie să vă spun că cât am fost băiatul meu din America, păstor în județul Bistrița Năsăud, la o biserică, 2 ani de zile sau 3 ani, eu mă ocupam de săptămâna de evangelizare. În județul Bihor, în altă biserică, lângă Vadul Creșului, Dubricionești, fratele de Răbanul Cunoaște, acolo iară vreo 3 ani de zile, eu m-am ocupat cu săptămâna de evangelizare. Dar se ținea seara și duminica seara. Presurprindere,
ultima duminică înainte de a veni în România, marțea trebuia să vin, eu lunea noaptea, adică lunea dimineață am ajuns în Arad și de acolo am luat trenul la Oradea. Și ultima duminică din martie, din mai, am avut săptămână, am avut o zi de evanghelizare la duminică dimineață. Nu după masă. După masă a fost în altă de la două, în altă biserică, de la șase iar în altă biserică. Și, dragii mei, ce vreau să vă spun? Nu datorită mie. Să nu dați cinste sau să lăudați pe Pășcuț? Nu. Dați cinste și lăudați pe Dumnezeu. N-am vorbit 25 de minute și am dat două exemple din Luca, capitolul 5 și din Luca, capitolul 8. Am dat două exemple de acolo de credință. Și când am văzut persoane care n-au fost până atunci acolo, în locul acela la închinare, n-au fost. La o femeie avea 4 copilași care cântau acolo, în grupa de copii și vineau acolo la studiu, dar ei nu au. A venit prima duminică. Altul bărbat. Și când am văzut emoțiile și când am văzut că cuvântul lui Dumnezeu, cum îi cercetează, n-am mai continuat predica, ci am avut o stabilitate. Și am zis, dacă cineva, și dacă pe careva, Duhul lui Dumnezeu va cerceta. Dacă Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu, acesta este aici în Sfânta Scriptură, va cerceta. Și vrea să vă împăcați cu Hristos. Vrea să-L primiți pe Hristos. Vă rog, faceți un gest. Ridicați o mână. Dragii mei, 6 persoane. 6 persoane. Am rămas uimit. Eu de mine am rămas uimit și zic, Doamne, pe mine un slav? Eu un predicator și le-am afirmat și le-am spus de la început. Eu nu sunt nici păstor. Zic, eu sunt un simplu predicator de țară. Din anul 80 am început să merg, să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu la țară. Să n-așteptați să vă vorbesc, nu știu cât științific, zic că nu le am, nu vorbesc așa țărănești. Și am început să le mai vorbesc și cum vorbesc olteanii pe aici, pe acolo. Și le-am plăcut. Zic, eu sunt predicator de țară. Dragii mei, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ceea ce v-aș ruga, susțineți, rugați-vă, pentru că este adevărat cuvântul lui Dumnezeu care zice mare putere are rugăciunea celor neprihăniți. Dacă Domnul te-a chemat, frate și soră, dacă Domnul m-a ales din lumea aceasta, nu m-a chemat și nu m-a ales să fiu doar un simplu spectator. Ei bine, da, să vin la casa Domnului, să ascult cuvântul Domnului. Dar darul cel mai minunat și mai prețios înaintea lui Dumnezeu Tatăl, știți care este? Mijlocirea rugăciunii pentru cei nemântuiți. Mijlocirea rugăciunii pentru cei care s-au întors la Domnul, pentru sărăcia aceea. Dacă vreau să vă spun, sărăcia în care sunt aceștia din Oltenia, dacă eu cumpăram pe o pâine de aia mare, cumpăram mezeluri, fratele meu și cu soția și altul frate din Lipova cu soția făceau sarmale, coțonac, prăjitură, duceam găini, gata, tăiate și acolo o familie care a renunțat la oraș, întorcuse de vin și s-au stabilit în Vânjul Mare, numai pentru lucrarea Domnului. Sora aceea, sâmbătă noaptea, fierbea mâncare.
Și la terminare, mâncam acolo. Le duceam și mâncare. Așa de sărați fără. Dar totuși Dumnezeu lucrează. Dumnezeu își cheamă oameni. Și minunat, frate și surori. Asta este din Oltenia. Acum, în județul Satu Mare, am vizitat două biserici, Barța și Cean. Acum, într-adevăr, în Cean, acolo e biserică tradițională, veche, dar așa cum Dumnezeu a lucrat și a făcut o minune. Vechea biserică, peste 150 de ani, cât ca cine era, o duminică să se dărâme, să cadă pe ei. S-a dărâmat. Dar într-o lună de zile, aceia o mână de oameni, că nu știu dacă sunt 15 sau 20, nu-s de tot, fără niciun ajutor exterior, într-o lună de zile au ridicat un locaș minunat, cu toate dotările. În Bața, județul Satu Mare, unde fratele meu a mers pentru prima dată, n-a fost niciun credincios pocăit acolo. Și-a mers acolo și-a cumpărat o casă de el. Și-a început el să lucreze pe acolo și o vecină de acolo. Păi, ce vreți, domnule, să faceți dumneavoastră aici? Păi, zice, vrem să facem aici o casă, zice, în care, zice, o să mai venim după la Arad, o să mai vină și alții, poate o să mai veniți și dumneavoastră. Și o casă, zice, care, zice, să venim ca într-o, cum se zice, într-o vacanță sau așa ceva. Zice femeia respectivă, zice, nu, nu, nu cred, zice, dumneavoastră aveți intenție, zice, aici să deschideți o biserică. Așa crezi dumneata? Păi dacă dumneata așa crezi, atunci fie așa cum crezi dumneata. Va fi o biserică aici. Stând de vorbă, primul rog și primul întors la Domnul a fost o bătrânică. A fost o bătrânică. Care nu după câtva timp, într-adevăr, a fost botezată și a luat-o Domnul, plecat la Domnul. Și să vedeți altă minunie și lucrarea lui Dumnezeu și pentru mine, minunia care este? Pentru mulți, minunile le văd într-un fel sau altul. Ba să fie vindecat, ba să fie... Dar pentru mine, minunia cea mai mare din partea lui Dumnezeu este aceea. Când Dumnezeu mântuiește și răscumpără oameni. Și când se îngroape, au ținut-o 9 zile. N-a lăsat preotul ca să o îngroape. După 9 zile a intervenit apoi poliția, și de la Consiliu și-a zis, da, îi dă voie la masă cimitirului, dar pocăiță să nu intre în cimitir. Ei nu. Ce sunt oamenii care sapă groapa, care îți vei plăti, că ori duce sicriu acolo, dar pocăiță nu intră în cimitir. Și fratele meu a chemat apoi fanfară, a dus fanfară. A mai chemat de la alte biserici după județul Sălași, și Satu Mare, cântășnat, și-au cântat acolo, s-au slăvit pe Dumnezeu. După terminarea serviciului de înmormântare, dar altceva, preotul a chemat niște vlășgani, niște bărbați, și i-a îmbătat, i-a dat de băut. Zice, când s-or fi adunați acolo pocăiță și ori începe slujba, voi, zice, să-i tulburați. Să-i bate, să-i alunga, să faceți ce știți cu ei, dar să nu-i lăsați. Să vedeți ce s-a întâmplat. Au început cu cântare, au început cu rugăciune, a început predicarea Cuvântului Dumnezeu, a cântat fanfara, oamenii ei au stat deoparte. Au stat deoparte. Nu s-au atins de ei, n-au zis nimic. S-a terminat mormântarea. Atunci fratele meu a luat fanfara și cu alaiul care a fost toți și a mers pe toate ulițele în satul acela, în Bață.
de-a lungul satului cu fanfara și cu toți cei ce au fost acolo cântând. Dumnezeu, în ziua aceea, a întors 7 persoane. 7 sau 8 persoane, ca să nu greșesc. Oamenii ăia, știți ce au făcut? Au mers și gata, au fost să-l bată pe preot, a trebuit să intervină poliția. Au vrut să-l bată. Păi, dar cum? Tu ne-ai trimis, ne-ai trimis la oamenii ăia? Noi, în viața noastră, n-am văzut așa ceva. Noi, în viața noastră, n-am auzit așa ceva. Tu nu ne spui așa ceva. Și tu ne-ai dat de băut să mergem, să-i batem, să-i alungăm cu oamenii ăștia? Și gata a fost cât ce să-l bată pe preot. S-a zis, noi la tine în veci nu mai vinem la biserică. N-avem nevoie de tine. Dragii mei, asta lucrează Dumnezeu. Dar trebuie să lucrăm și noi. Dacă Dumnezeu m-a chemat, m-a adus din starea aceea murdară, într-un ticălos, într-un alcoolic, într-un ateu care zicea că nu există Dumnezeu și uram frații, pentru fratele meu, până nu m-am întors la Domnul, treceam până casa lui, nu intram la el când era pocăit. Cu mama mea nu vorbeam săptămâni întregi. Că de ce se roagă pentru mine? Că de ce postești pentru mine? Și dacă Dumnezeu s-a îndurat de mine, ceea ce am fost eu, că am zis, n-a fost și nu este pe pământ, cum am fost eu. Și Dumnezeu s-a durat de mine. Atunci cum să stau nepăsător? Cum să stau nepăsător de un Dumnezeu atât de mare și de o lucrare a lui Dumnezeu? Trebuie să fac și eu. Trebuie să lucrez și eu. Dragii mei, Domnul fie slăvit. Amin. Fie numele Lui binecuvântat. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rugați-vă pentru România. E nevoie mare. Și să nu scap, am mai fost într-o biserică în care am mai fost în anul 88, ianuarie, 21 ianuarie, la o evanghelizare, într-o seară. A fost sâmbătă seara, da, se ținea și sâmbătă seara atunci, și duminică am fost într-o localitate unde am fost apoi, într-o duminică, am renunțat pe frate meu, că unde am mers, acolo mai fost, și am zis, nu vreau să mă duc la Zimandul Nou. Știți cine e din Zimandul Nou? Fratele Viorel. Dragii mei, m-am bucurat atât de mult. Și am zis, o biserică de țară, cam rar ca Zimandul Nou. Știți de ce? Au cor de tineri. Au grup de copii care laudă pe Domnul și fac studii. Rară biserică de țară. Asta trebuie să vă spun, eu care am umblat. Și poate cunoașteți și dumneavoastră. Ca biserica din Zimandul Nou. Și Domnul să fie slăvit. Amin. Și biserica din Zimandul Nou vă transmite har, pace și binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie peste biserica din Toronto. Am avut o... Vine mama fratele Viorel, Adi, pardon, fratele Adi, eram cu un frate care se mă ducă cu mașina la Arad. Vine cu o pungă și zice, asta e pentru dumneavoastră. Soră dragă, ferească-mă Domnul, în viața mea de un afară de Sfânta Scriptură, eu n-am luat așa până cu mine. N-am luat. Niciodată, de la nimeni, nici bai de drum Dumnezeu, totdeauna mi-a oferit și mi-a, asta m-a avut, n-am dus lipsă. Eu n-am luat niciun ban de la nicio biserică, nu, eu vreau plată de la Dumnezeu.
Și zic, eu nu pot. Și zic, unde? O duc în Canada, brânza? Da, dar stai acolo într-o plasă brânză. De-aia dulce, nu știu cum să zice aici. În fine. Și zic, soră, nu. Dar fratele zic, de acolo. Nu, când zic, păi unde o duc în Canada? Nu, zice, o duceți unde stați în Canada? Zic, la soră. O duceți la soră dumneavoastră. Zic, nu soră, nu pot. Fratele ia casa mea, zice, lasă, o duc eu, zice, eu duc eu, că și așa eu duc cu mașina. Dar zice, ai și tu acolo, că fratele respectiv, stă în Arad, are casa acolo în Simandulo. Zice, ai și tu porția ta acolo. Păi n-am avut în control să duc prânza de la mama de fratele. Adică, dragii mei, pentru toate mulțumesc Domnului. Mulțumesc Domnului că a fost cu mine, am avut o călătorie binecuvântată, mai greu într-adevăr, în special în Oltenia, vă dați seama, plecam la 8 din Arad și ajungeam după masă la 4 jumate în jumate. Atâta mergeam cu mașina. Și până aceasta, un frate din Lipova și-a pus la dispoziție de ani de zile mașina, un Ford, dar nu mai are telescopul. Mi-a scuturat și tetrile de rinic, nu mai am. Mi-a scuturat și rinic. Pentru că mie în față nu-mi place să stau, numai în spate, mai ales drum așa de lucru. Dar totuși, fratele acesta, duminică de duminică, cu fratele meu și cu fratele meu mare, acum fratele meu mare fiind și mai bolnav, fratele meu se-a cunoaște foarte bine, mergem mai rar. Dar aceștia, duminică de duminică, se duc și să vedeți pe ce aplaud și pe ce drumuri, dar la ei nu contează. La ei contează lucrarea Domnului. Dragii mei, încă o dată vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să vă puie pe inimă, să mijlociți pentru lucrarea Domnului din România și din Oltenia. Amin. Amin.